Molnupiravir, prima pastilă anti-COVID-19, ajunge astăzi în România. Sunt 50.000 de doze care sunt destinate pacienților care pot să evolueze sever. Deși suntem în plin val 5, iar numărul de infectări crește de la o zi la alta, interesul pentru vaccinare scade. Ieri s-au imunizat doar 1.888 de persoane cu prima doză. Iar de mâine intră în vigoare noul cod rutier. Cei care circulă agresiv pot să primească o amendă între 580 și 725 de lei. Iar vânzările Toyota Motor au crescut cu 10% în 2021 față de 2020. Toyota a rămas cel mai mare producător de auto la nivel mondial pentru al doilea an consecutiv, înaintea rivalului Volkswagen. Alex Creț a luat medalia de bronz la Grand Prix-ul Portugaliei la categoria 90 de kilograme. România a reușit să termine competiția cu două medalii de bronz. Prima a fost câștigată de Florentina Ivănescu la categoria 63 de kilograme.